Bună ziua! Bine ați venit în bucătărie la Camelia, la prăjituri cu camele și bucate gustoase. Bine v-am regăsit după Paștele Catolic și acum ne pregătim pentru Paștele Ortodox. Și astăzi o să facem un cozonac dulce și un sărat. O să-l începem și o să-l terminăm mâine. Bună ziua! Aici, bună ziua, Cristina! Bună ziua, mulțumesc, sufletel! Te pup! Așa, aici am nuci. Am să cântăresc pe fiecare în parte, împreună cu voi și o să începem să facem cozonacul. Am să fac astăzi un cozonac cu aluat opărit și o să-l terminăm mâine și am să fac și un cozonac sărat cu brânzică de oaie, tot așa un cozonac aperitiv. O să facem și un drop, dar zilele acestea, până sâmbătă, o să ne preparăm pentru Paște. Aici am 450 de nucă. Eu am să o pun într-o tigăiță să se prăjească puțin. Astăzi am zis să fac pas cu pas cu voi, exact cum fac eu cozonacul. Și am să pun pe foc. Aici, într-o tigaie. Așa. Și am cântărit nuca. Am să deschid. Și am să o prăjesc puțin. Încet, încet, așa, am să-mi iau valițică din când în când să dau. Așa. Și am să fac doar un cozonac și am să folosesc circa 600 de grame de făină. Eu am cântărit-o aici. 600 de grame de făină. Așa. Apoi o să mai avem nevoie de 4 ouă, unde am să folosesc 2 întregi și 2 gălbenușuri. Și aici, ia să vedem unde le punem. Eu mi-am pregătit toate ca să le cântăresc împreună cu voi. Așa. Și o să punem așa. 2 ouă întregi și 2 gălbenușuri. Am să pun 2 gălbenușuri aici. Așa. Și avem 2 ouă întregi. Am să-ți facem împreună de la 0. Un ou. Două. Și 2 albușuri o să le adăugăm la cremă. Aici am să pun albușul. Nu știu dacă se vede. Să dau mai în jos așa. Să plec. Se vede acum? Așa. Așa, cred că se vede. Și să separăm albușul de gălbenuș. Am să fac rețeta la cozonacul cu nucă, pe care eu l-am publicat zilele trecute. Cu nucă și cu cacao. Așa. Și separăm. Voi ce bunătăți pregătiți pentru Paște? Ce vă preparați, ce bunătăți faceți. Așa, cum am spus, 600 de făină, 2 ouă întregi, 2 gălbenușuri, albușul îl dăm pentru cremă și îl pun aici deoparte.
Apoi o să mai avem nevoie de 150 de grame de zahăr sau miere de albine, fiecare pune ce dorește. Și eu am să optez pentru miere de albine și am să pun circa 100 de grame, 120. Aici am nuca pusă pe foc. Să o prăjim. Vreau să fac foarte, foarte, foarte multă nucă astăzi. Am circa jumătate de kilogram de nucă și am pus-o pe foc să se prăjească. Și acum, să vedem zahărul. Eu am spus să am să pun miere de albine și am să pun aici. Deci, la 150 de grame, la această cantitate, 150 de grame de zahăr puneți. Cine face cu zahăr? Eu pun miere de albine pentru că îmi place mai mult cu miere de albine și folosesc, încerc să elimin cât de cât zahărul. Și fac să știți că este foarte, foarte bun. Și eu am aici o sticlă de miere. Așa, ia să vedem, să cântărim. Eu am să pun 100 de miere, am să gust aluatul. Dacă e nevoie, când așa am să mai adaug puțin. Și am să pun 100 de miere. Cine dorește, pune zahăr. Am spus, 600 de făină. Eu am să fac un cozonac, babam, babam, babam. Și rețeta care o am la cozonaci pe care eu i-am publicat zilele trecute, cu nucă, am două tăvițe mai mici și am făcut acei cozonăcei, babani frumoși, cu nucă și mi-au ieșit doi. Numai că sunt mai mici. Astăzi am să fac într-o tavă. Cum am spus, începem astăzi cozonacul și îl terminăm mâine. Până crește, până așa. Și o să facem unul dulce și unul sărat cu brânzică de oaie. Așa. Aici am cam 140 a căzut. Eu am să pun, oricum mai rămâne pe vas. Și repetăm încă o dată. 600 de făină, 2 întregi, 2 gălbenușuri. Cine dorește miere de albine, pune ca mine cam 140, 130, 100, după gust. Sau 150 de zahăr. Să știți că este dulce, dulce și bun. Deci 150 de zahăr. Apoi, o să avem nevoie de sare. Așa, eu am aici nucile. Le-am pus pe foc. Așa, ia să vedem. Aici avem sarea. Și o să pun cam o linguriță de sare. Sunt 4 grame, 5 grame de sare. Punem și sare aici în față. Așa. O dăm deoparte. Aici am pasta de mandarine, am scos-o de la congelator. Și cine nu dorește să pună pasta de mandarine, sunt mandarinele cu zahăr coapte pe foc. Puneți coajă de lămâie, coajă de portocală, tot ce doriți să aromați cozonacul. Așa, ia să mai învârtim așa aici. Și am să tai așa, am să rup o bucățică, am să pun așa aici. Închidem. Coaja, pasta de mandarine o punem după gust. Așa. Eu o țin la congelator.
Și am să rup așa o bucată. Ia uitați, vedeți? Pasta de mandarine. Sunt mandarinele cu tot cu coajă, cu tot cu pulpă, cu tot. Eu mă încred în acest cântar. L-am dintotdeauna. Și dacă se strică, cumpărăm altul. Nu-i nicio problemă. Așa. Aici am circa 40 de grame de pastă de mandarină. Am să pun atât și am să dau deoparte. Dăm la frigider. Fiecare cântărește cu ce are acasă, și cu paharul, și cu... La țară, cum cântăresc doamnele noastre, femeile noastre, cum cântăreau odată? Puneau totul la ochi, și ouă, și făină, și frământau, și frământau. Așa, am închis și nucile, că le-am pus să se prăjească. Așa, avem pasta de mandarine, avem zahărul. Acum o să avem nevoie de lapte. Eu am pus circa 200 de lapte. Acum o să vedem cât intră. Am să cântăresc aici. Ăsta are circa 250 de lapte. Și am să pun așa. Am pus deocamdată. Dacă mai e nevoie, mai punem. 220 de lapte. Apoi o să avem nevoie de untură. Eu am să pun și puțină untură, circa 55 de grame de untură, 50 de grame, 60. Acum fiecare pune. Ia să vedem. Prin puțină untură și pentru uns tăvile. Că dacă ungem tăvile cu untură, vor să rămână foarte fragezi mai mult timp, să știți. Așa, ia să vedem cât avem aici. Aici am 53. Așa. Deci 55 de untură și apoi o să avem nevoie de puțină untură să ungem tăvile. Deci cam 70 de untură o să punem deoparte. Așa, eu îmi dau untura deoparte, o să-mi trebuiască mâine. Așa și unt. Și unt o să avem nevoie. Să-l pun aici. Circa 150 de grame de unt. Eu astăzi am să fac împreună cu voi prima parte, aluatul, o să facem crema și mâine eu îl dau la frigider și mâine dimineață la prima oră, când mă trezesc, am să pun totul afară, pe masă, las să ajungă la temperatura camerei și după aceea o să punem în tăvi. Am să intru împreună, să punem totul în tăvi. Și la sfârșit am să fac, am să unesc video de astăzi cu video de mâine și am să le public pe canalul meu de YouTube, care are același nume cu pagina, prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Și acum să cântărim și untul. Aici am un unt. Așa, un unt. Și să punem circa 150. Ia să vedem. 120. De unt. Apoi o să mai avem nevoie de drojdie. Drojdie proaspătă.
Puteți folosi și drojdia congelată dacă aveți la congelator și aveți drojdie bună. Să știți că este foarte, foarte, foarte bună. Când congelați drojdia, mai întâi încercați să faceți plăcințele, gogoșele și dacă drojdia este bună și crește bine aluatul, atunci o puteți congela și o puneți în pachetele cât aveți nevoie pentru un aluat. Și apoi scoateți, să știți că este bună, bună, bună și congelată. Eu am încercat eu, pe perioada pandemie, mi-am cumpărat un pachet de la mare, jumătate de kil, sau de 250 de grame, de la mare, jumătate cred că are. Și l-am tăiat bucățile și l-am băgat la congelator. Și l-am folosit toată perioada. Ia să scot de aici, să vedem. Dacă reușesc să desfac. Așa, și aici avem un pachetel care are 25 de grame. Să știți că eu pun puțină drojdie la cozonaci. Am văzut că multă lume pune la un kilogram de făină, pune 50 de grame. Dar eu pun puțină. Așa. Și o să punem circa 15 de grame de drojdie. Să știți că cresc și cu drojdie puțină. Așa, și dăm deoparte. După ce am cântărit, avem 600 de făină, 2 întregi, 2 gălbenușuri. Aici eu am optat pentru miere de albine și am pus circa 140-130 de miere, dar puteți pune 150 de grame de zahăr, 5 grame de sare, 55 de untură, 150 de unt, pastă de mandarine, puneți după gust, sau coajă de portocală, coajă de lămâie, esență de vanilie, ce aveți, 100, 150 de lapte, 200, depinde cât de uscată este făină. 15 grame de drojdie. Acum, am să dau aceste ori o parte. Pentru cremă, o să punem, eu mi-am pregătit circa 500 de grame de nuci, dar sunt de foarte multe, și o să punem 200-300, depinde cât dorim, de multă cremă. Și am să le cântăresc și am să le mixez aici, să le pun. Vedeți, eu am să le pun și am să le cântăresc și am să le mixez în acest mixer. Nucile sunt calde, așteptăm cu crema și o să începem cu aluatul și după ce terminăm aluatul o să facem crema. Cred că mai este mai bine așa, să se răcească. Așa. Și acum o să facem, dăm deoparte. O să facem cu aluatul opărit, cum am spus. Și o să punem circa 100 de grame de lapte. O să-l cântăresc. Aici. Îl punem la opărit, îl punem pe foc. Îmi deschid cuptorul. Așa. Și să punem 100 de lapte. Și punem pe foc să se încălzească. Aici cernem făină. Eu am o sită mică, mică. Am să pun cu o lingură. Cât fierbe laptele, noi să cernem așa aici. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Astăzi o să facem cozonacul cu aluatul opărit și după aceea o să facem cel cu sărat, cu aperitiv.
Eu îl fac în fiecare an, să știți că este foarte bun. Și în interiorul aluatului pun și brânzică de oaie. Și apoi am să pun bucățele de brânză, de caș, de cașcaval în interior. Așa. Să dau puțin de parte, că laptele fierbe. Așa, vom lua grame de făină și o să punem aici în cu laptele și amestecăm așa bine. Și apoi o lăsăm să se răcească și adăugăm drojdia. Vedeți? Încă e fierbinte, o lăsăm să se răcească și amestecăm bine să nu avem cocoloașe. Și chiar dacă rămân câteva cocoloașe, să știți că la frământat se duc. Nu vă speriați. Și dacă vă duceți pe canalul meu de YouTube, la prăjituri cu camelia și bucate gustoase, cine dorește, eu în comentarii pot să las rețetele. Am circa 16 rețete de cozonac și acesta cu aluat opărit și fără aluat opărit și cu ouă întregi și fără frământare și cu frământare multă și cu foarte multe gălbenușuri și cu gălbenușuri și doar din albușuri făcut în loc, fără gălbenușuri, un cozonac simplu, foarte, foarte bun. Și cozonacul cu cacao umplut cu cremă de cu nucă de cocos. Așa. Lăsăm să se răcească puțin, că este fierbinte. Și dăm aici deoparte. Așa. Și terminăm de cernut făină. Așa, ia să punem așa. Făina o încercați cu mânuța și dacă să vedeți cât este de uscată, o strângeți. Vedeți? Și dacă ea se desface, este uscată bine. Dacă rămâne, vedeți, a mea nu este chiar uscată, uscată bine. Mai rămâne strânsă. Ia uitați. Vedeți? De atunci știm cam cât lapte o să intre. Așa. Și acum, cât se răcește drojdia, aici avem drojdia noastră care am pus-o să se răcească. Că dacă punem cât este fierbinte, omorâm drojdia,
Nu și nu mai crește. Așa. O lasă așa aici să se răcească. Și într-un bol o să punem aici am pasta de mandarine și am să o pun aici ca să se topească. O să punem ouăle, gălbenușurile, mierea. V-am spus, cine nu dorește să pună miere, pune 150 de grame de zahăr. Mierea este opțional. Așa. Și punem și sarea să se topească aici bine, bine. Și amestecăm. Să mai vedem drojdia. Este tot fierbinte, tot caldă. O să pun și puneți și o linguriță de zahăr aici de zahăr. Eu o pun așa cu mânuța aici. Când punem drojdia să se activeze. Și amestecăm așa să se răcească bine, bine, bine. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit. Astăzi facem cozonacul cu aluat opărit. La cine a venit ziua aici, am opărit făina cu lapte și am pus cam o linguriță de zahăr. Și urmează să punem drojdia. Eu la cozonacii mei pun mai puțină drojdie decât am văzut, dar puteți pune cum știți drojdia. Și dacă drojdia este bună, să știți că crește și făina și tot ce punem. Așa. Este aproape rece. Mai dau așa puțin piperiță să se răcească. Și o să adăugăm drojdia. Așa. Și noi mai amestecăm aici să se topească zahărul sau mierea, depinde ce ați pus. Așa, am să pun la topit și untul și contura și să ungeți stăvile cu untură, să vedeți ce fragiți rămân pe mai mult timp. O să le pun așa aici. Am să pun să încălzesc și laptele puțin. Vă pup pe toți. Așa.
Ascolta zii puțin laptele, să nu fie fierbinte. Așa. Este călduță drojdia acum și putem adăuga drojdia, făina cu laptele și putem adăuga drojdia noastră. Aici am 15 grame de drojdie și am să o pun așa aici, în interior. Puteți pune și 25 de grame, dacă vă este teamă că nu crește. Așa. Și amestecăm așa bine drojdia. Să se topească. Până se topește bine drojdia. Și vreau să fac și pasca cu ciocolată. După sondajul care l-am făcut pe YouTube, au spus că doresc să facem împreună pasca cu ciocolată. Și o să o facem. Și la pasca cu ciocolată avem nevoie. Eu pun ricotta, dar puteți pune și brânzică de vaci. Și o să avem nevoie și de ciocolată. Am să fac un anunț. Și am să vă scriu toate ingredientele. Să o facem împreună. Așa. Să amestecăm bine, să se topească drojdia. Puteți pune zahărul peste drojdie și imediat se topește, se face așa lichidă și apoi o adăugați să vă fie mai ușor. Și o acoperim și o lăsăm să își dubleze puțin volumul. Acum să sperăm că drojdia este bună. Mulțumesc, Mihaela! Mulțumesc, multă sănătate! Paște fericiți și ție! Acum am să acopăr și în timp ce amestecăm aici, așa. Am să dau deoparte și lăsăm puțin să crească, să se activeze drojdia noastră, așa. Dacă vedeți că nu crește și nu crește drojdia, nu continuați. Vă duceți și cumpărați altă drojdie mai bună. O încercați. Așa. Că aici trebuie să crească și în momentul când vedem că nu crește și nu crește și nu crește. Nu, nu. Așa. Și dacă a crescut frumos, atunci o adăugăm aici. Așa, am să pun și puțin lapte. Nu s-a putut. Mai dăm puțin așa la... Nu este topită.
facem și umplutura și mâine dimineață ne întâlnim. Depinde când s-a încălzit aluatul, ca să-l punem în tări. Aluatul trebuie să se odihnească. Cu cât se odihnește mai bine, atunci este și mai elastic și... s-a topit de tot. Ia uitați. S-a topit. Ia să o pun într-un vas mai mare. Untură. S-a făcut apă. Așa. Uitați, vedeți? Aici începe încet. O mai lăsăm puțin. Așa. Începe să-și facă efectul. Și avem drojdia noastră, care a fost făină opărită cu lapte și cu o linguriță de zahăr și cu 15 grame de drojdie proaspătă. Deci am pus 30 de făină și 100 de lapte aici. 15 grame de drojdie și cam o linguriță de zahăr sau o linguriță de miere. Eu am optat astăzi pentru miere, dar am pus și puțin zahăr aici, nu contează. Și avem 600 de făină. Deci din acestea 600 de făină, noi ne-am pus 30 aici. Așa, am avut circa 220 de lapte aici, 150 de unt. Aici avem 55 de untură, aici avem două gălbenușuri, cam 140 de miere de albine am pus. Am să gust dacă este dulce, dar nu-l gust astăzi, am să-l gust când este gata. Așa, am pus pastă de mandarine, dar puteți pune și aromă de vanilie, și coajă de lămâie, coajă de portocală. Eu pun pastă de mandarine pentru că dă un gust foarte, foarte bun la cozonac. 5 grame de sare. Așa, aici avem untul și așteptăm un pic să se facă. Am să dau deoparte și ne preparăm umplutura noastră. Am să dau așa deoparte și să facem umplutura. Cărnucile s-au răcit. Așa. Și pentru umplutura noastră am spus așa că o să avem nevoie de circa, cred că am să pun 200 de grame de nuci. Să le aduc în pală. Mai puțină apă aici. Așa. Să-l maci înainte 150 și după aceea încă am să fac puțină gălăgie. Deci 150, mai punem încă 50. Am să pun 200 de grame de nuci. Încă 50. Așa.
avem 200 de grame de nuci. Așa. Apoi o să punem circa 100 de lapte. Eu am să-l pun laptele unde l-am fiert înainte. Și o să punem 100 de lapte. Și o să-l punem fierbinte peste nucă. Aici cred că am pus mai mult. Ia. În loc de zahăr, ar trebui să punem cam 100 de grame de zahăr peste nucă. Eu am să pun miere de albine, esență de rom și cele două albușuri rămase. Eu nu le bat, le pun pur și simplu așa, dar mai întâi opărim nuca. Opărim nuca, lăsăm să fiarbă. Ia să vedem dacă, vedeți, începe să crească. Facem crema și imediat ne apucăm să frământăm. Aici s-a topit. Așa. Aici am esență de rom. Am două fiole, am să le pun pe amândouă în interior. Și miere de albine. Puteți pune zahăr. Eu astăzi îl fac cu miere. Și voi puneți zahăr. Dacă doriți, puneți zahăr. Deci 200 de nucă, 100 de lapte fierbinte peste. O să punem cam după gust. 100-150 de zahăr. Eu am să pun o lingură, două de miere. Dacă dorim, putem pune și cacao. Circa 30-40-50 de grame de cacao, cât de neagră o doriți și de concentrată. Esență de rom. Și două albușuri care ne-au rămas de la gălbenușuri. Așa. Ia uitați, laptele a fiert. Și-l punem aici peste. Și amestecăm. Așa. Am să pun și mierea sau zahărul, ce doriți. Eu am miere, o țin în sticle. Așa, și am să pun puțină miere. De miere am pus. Și gustați, crema o gustați, vă puneți zahărul cât credeți că doriți să fie de dulce. Așa, și dăm deoparte. Și amestecăm. Miere se topește acum. Și compoziția, și aluatul, deci eu îl las până mâine. Și mâine dăm la cuptor împreună. Așa. Ia să văd aici. Punem și cacao. Să punem și cacao.
40 de cacao în plus. Dau deoparte. Punem esența de rom. 2 fiole. Și cum s-a răcit un pic, punem albușurile, ca să nu facem scrob. Așa. Și acum amestecăm. Amestecăm așa bine. Până mâine numai bine, nu că absoarbe și albușul și e mult mai groasă. Așa. Vreți să fie mai concentrată cu gust de cacao, o puneți mai multă. Să vedem. Încă este caldă. Vedem aici cum arată. Ia uitați drojdia. Vedeți? S-a crescut. Se vede, nu? Așa. Acum. Punem și albușurile. Deci aveți grijă să nu fie fierbinte să faceți omletă. Și amestecăm. Și aceasta este crema noastră. Și o dăm la frigider. Ia uitați, am lăsat puțin mai mare nuca, dar o puteți măcina și mai bine. Așa. Acoperim cu folie. Dăm deoparte. Aici. Și ne apucăm să facem aluatul. Crema este gata și o dau aici deoparte și ne pregătim pentru, aici avem laptele, dacă ne mai trebuie. Pregătim să facem aluatul.
Am revenit. Mi-am spălat mânuțele. Așa. Vedeți, drojdie? Ia uitați cum crește. Așa. Și aici avem tot ce ne trebuie să terminăm, aluatul. Se văd toate ingredientele, mă dau așa, ia. Așa. Untul și untura. Așa. O să punem drojdia. Ia uitați-o cum se vede. Se vede cum a crescut. S-a făcut ca o spumică. Aici avem drojdia. Acum punem compoziția noastră de ou. Și amestecăm. Să pun și restul de lapte. Și acum o să frământăm cu mânuța. Pun puțină untură. Și acum frământăm cu untura și cu untul nostru. Frământăm bine, bine. Având în vedere că îl lăsăm până mâine, el nu are nevoie prea multă de prea multă frământare. Așa.
și încet, încet incorporăm untul nostru. Vedeți ce cozonac bun și pufos o să iasă. Cine are robot poate face și la robot această operație, că pune. Eu încă nu am, am să-mi cumpăr. Dar deocamdată facem la mână. Avem nevoie să facem exerciții la mâini, la degete. Aceasta este ca și o terapie. Așa. Și după ce am terminat, îl punem în vasul nostru. Eu îmi spăl tot ce am făcut aici și ne vedem. Ne vedem când termin, după prânz, să facem cozonacul sărat, aperitiv. Și o să avem tot așa nevoie de ouă, de făină, de drojdie. Eu pun parmezan de oaie sau brânză de oaie, puteți pune. O să punem brânzică și în interior. Așa. Vedeți câtă muncă pentru un singur cozonac. Dar și ce bunătate o să iasă. Eu fac așa câte unul, doi, că nu am putere să frământ mai mulți. Așa. Și frământăm până terminăm untul. Îl mai luați, îl mai dați și pe... Așa. Și îl mai trântiți puțin și de masă, din când în când. Așa, îl apucați și îl trageți. Apucați și trageți și răsuciți, vedeți? Mai punem încă puțin unt. Și cum v-am spus, ungeți stăvile cu untură ca să rămână fragezi și nu se usucă. Thank you.
batem încet și îl împăturim. Vedeți? Așa. Mulțumesc, Eugenia. Am spor. Să știi că facem și cozonacul sărat după prânz. Fac o pauză ca să-mi pun la loc toate și după aceea o să-l facem și mâine îi punem pe la cuptor. Așa. Și apoi o să facem să vedem. Să facem și o păscuță, o păscuță de ciocolată. Voi ce bunătăți preparați de sărbători. Eu prepar sărmăluțe, salată bio, fripturică de miel. Noi am făcut și Paștele Catolic aici, că noi sărbătorim pe amândouă. Și la Paștele Catolic am făcut friptură de miel, am făcut grătar și lasagna. Și am făcut o pască, pastiera care se face aici. Și atât. Și acum ne pregătim pentru Paștele Ortodox. Așa, să adăugăm tot și după ce este gata, îl putem pune. Îl putem pune în castronelul nostru. Pupici Marina, bine ai venit, bine ați venit! Astăzi facem în direct cozonacul pas cu pas. Am început cu ingredientele, le-am cântărit împreună. Și după o pauză, în jur de două, cred că am să intru, să-mi termin de pus la punct aici, în bucătărie. Să facem cozonacul sărat. Cozonac aperitiv cu brânză. Tot la fel, cu drojdie, cu ouă. Așa. Încă puțin și am incorporat tot untul. Să-mi lăsați mesaj în comentarii dacă încercați această rețetă. Să-mi spuneți dacă v-a plăcut. Așa. Mai adăugăm puțin unt. De acum are și lapte. Îl pun pe tot. Și să amestecăm totodată. Dacă se uita, arăți cum o tu. Așa. Și îl împăturim. Îl batem și îl împăturim. Știți că n-am gustat și nu gust cozonacul de duminică. Până la duminică nu gust nimic din ce gătesc.
Ia uitați cum arată. Vedeți? Așa. Cam asta e. Sau pe video, cred că internetul nu merge așa de bine. Acum am să pun aici aluatul. A dispărut, nu-i așa? Așa. O să-l acoperim. Aici avem crema. Ia să vă arăt și crema. Le punem pe amândouă. Acum lăsăm crema să răcit. Le dăm, eu le dau la frigider până mâine dimineață. Ia uitați, crema deja s-a întărit. Vedeți? Aceasta este crema. Aluatul ăla avem aici. Acum le acopăr cu folie pe amândouă. Vedeți? Așa. Și dau la frigider până mâine dimineață. În acest timp aluatul se odihnește și o să-l lucrăm foarte, foarte bine mâine dimineață. Și îl scoatem, ne trezim la 5, la 4, la 3 de noapte, îl scoatem și îl lăsăm la temperatura camerei să se încălzească. Și după aceea îl facem. Și ne vedem mâine dimineață cu aceste două, cu crema și cu cozonacul. Să știți că eu nu pun rahat la cozonac, dar cine dorește poate pune și rahat. Eu mai pun stafide, ma rahat nu pun pentru că nu-mi place, nu-mi place mie. Dar cine dorește poate pune și rahat. Le dăm la frigider până mâine dimineață. Facem o pauză și este 1. Aici în Italia 1. La 2. Deci ora României e la 3, cine se uită din România. Și facem un aluatul pentru cozonacul sărat, cozonacul aperitiv. Să vedeți ce bunătate de cozonac. Și îl puneți pe masă și mâncați în loc de pâine. Este o bunătate. Îl facem imediat, peste o oră. Vă pup și ne vedem puțin mai târziu. Pupici, să pun la punct aici în bucătărie. Vă pup. Dăm la frigider. Pupici, ne vedem peste o oră.